Bună ziua! Așa cum am discutat și ieri, am venit în fața dumneavoastră împreună cu reprezentanții DSP Timiș și doamna director de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara. O să vă prezentăm starea pacientei care este internată la spital și ce noutăți mai sunt de ieri în legătură cu alți pacienți care s-au adresat spitalului pentru recoltare de probe. Pot să vă fac precizarea că în momentul de față avem 413 persoane izolate la domiciliu în Timișoara, 0 persoane în carantină și o singură persoană confirmată cu COVID-19 în județul Timiș. Cele două persoane care s-au adresat spitalului venind din regiunea Lombardia sunt negative la testare. Doamna confirmată cu noul coronavirus este în continuare pozitivă, așa că următoarea recoltare va fi la peste 3 zile începând de astăzi. Este cu stare generală bună doamna, cu o ușoară tuse, dar dânsa fiind bronșitică, această tuse ușoară probabil că va persista încă mult timp. În cursul dimineței de astăzi, cei doi soți sunt negativi. Ei s-au întors în 29 din zona Lombardia, intrând pe la vamă la Cenad, asimptomatici la acel moment. În cursul zilei de ieri, ambii au prezentat disfagie inițial, ulterior tuse uscată și s-au prezentat 14 zile, trebuie să și le asigure, în autoizolare la domiciliu. Deci chiar în acest moment am fost informați că a fost solicitată izoleta pentru o pacientă care se afla izolată la domiciliu. În Timișoara? În Cernea. Unde? Este o localitate din județul Timiș. Deci o localitate din județul Timiș. Vă rog din suflet, o localitate din județul Timiș. Da, pentru a fi transportată la... Era izolată la domiciliu. Ce vârstă, ceva, femeie, bărbat? Femeie de 69 de ani. Știți cumva parcursul, dacă a fost în Italia, dacă... Sigur, persoana a fost în Italia, în Lombardia. Și s-a întors în 25 februarie. Și se afla izolată la domiciliu. De la data intrării în țară prin punctul de trecere frontieră aeroportul Timișoara. Și se simțea rău sau cum a fost solicitată izoleta? Așa tuse, ce anume are? A anunțat că are tuse, da. Și febră. Deci la acest moment trebuie să ajungă izoleta la domiciliul respectiv. Răspunsul la întrebare, dacă aveți semnale că nu se respectă de către cineva autoizolarea la domiciliu, sunt probleme? La acest moment nu avem semnale, dar va trebui să verificăm toate aceste informații. În toată perioada de 14 zile îi monitorizăm zilnic cu privire la starea de sănătate, cu privire la respectarea măsurilor pe care le-am impus și ne se comunică faptul că se respectă și chiar ne mulțumesc că îi sunăm zilnic și îi întrebăm de sănătate. Dar este obligația noastră să facem acest lucru. Da. Îi monitorizăm telefonic pe toți cei 413 izolați la domiciliu în acest moment. Doamna director, credeți pe cuvânt, au uite telefonul mobil, nici măcar nu e telefon fix ca să zici dacă răspund sigur acasă. Deci dacă avem sesizări că ies din spațiul pe care îl au la domiciliu, trebuie să solicităm, sigur, intervenția organelor abilitate pentru a ne deplasa la domiciliul respectiv. Deci avem personalul Direcției de Sănătate Publică care trebuie să asigure 24 de ore din 24
se asigură permanența zilnic în toate punctele de trecere a frontierei și în fiecare zi este altă persoană. Schimbul se face la 12 ore. Și dacă avem personal care domiciliază în zona respectivă, avem personal care domiciliază în Jimbolia, în Sân Nicolau și respectiv la Moravița sau Deta, se deplasează cu mașina personală. Personalul are echipament de protecție. Și altceva? Pentru că noi am înțeles că nu au nici măcar termometre la ei. Au și echipament de protecție, și termometre, și toate materialele de care au nevoie, inclusiv dezinfectante. Pot să vă spun că în acest moment echipele Direcției de Sănătate Publică, personalul de specialitate, se află deja în teren împreună cu ambulanța pentru a recolta probele din a 12-a zi a contactilor apropiați pacientei care este pozitivă la această dată cu virusul coronavirus. Nu, cei din avion. Din avion. Că se împlinesc contactii din avion, primii care au intrat în contact cu pacienta. Adică primele două rânduri din față e testarea din a 12-a zi conform metodologiei. Pot să vă dau acest număr dacă îmi dați voie să revin la instituție și să vă dau un număr exact pentru a nu vă da o cifră care să nu fie reală. Dacă schimbul e la 12 ore, deci două pe zi. Două persoane pe zi. Două persoane pe zi? Adică două persoane la 12, la 24 de ore. O zi înseamnă 24 de ore. E o singură persoană 12 ore, de la 8 la ora 20 și de la 20 la 8 dimineața este a doua persoană. Un număr redus până la acest moment de personal pe care l-am primit de la unitățile sanitare din județul Timiș. Da, până acum am asigurat permanența cu personalul nostru. Acum avem în vedere și propunerile pe care le-am primit de la toate unitățile sanitare din județ. Adică momentan sunt doar angajații de SP, până și de la spitale. Acum avem în vedere angajații și ai spitalelor, pentru că trebuie să încheiem formalitățile pentru a putea avea personalul din unitățile sanitare. Toate aceste persoane sunt deja, cele 413 sunt izolate la domiciliu. Deci toate persoanele care au intrat prin punctul de trecere frontieră, și vin din localități din regiunea Lombardia sau Veneto, sunt izolate la domiciliu. Este un număr mai mic pentru că în izolare la domiciliu înseamnă toată familia. Deci dacă persoana aceea are membri de familie, absolut toată familia este izolată la domiciliu. Ați primit semnale de la medicii de familie cumva că se plânge, că nu i-ați informat sau că informarea pe care au primit-o din partea de SP prea stufoasă, au apărut informații în presă despre acest subiect, puteți să rămâneți. Exact înainte de a ajunge la dumneavoastră, am primit o sesizare, purtătorul de cuvânt m-a informat că a primit o informare de la un coleg sau o colegă de a dumneavoastră legat de acest aspect. Dar metodologia pe care o primim noi de la Institutul de Sănătate Publică din București se transmite la fiecare actualizare, inclusiv către medicii de familie.